Salutare tuturor! Astăzi vom încerca să remediem mai multe probleme de la acest Volvo S60 motor 2T. Înainte să ne apucăm de treabă, vă reamintesc să respectați toate regulile de protecție a muncii. Mașina funcționează în acest moment. Nu putem cupla cutia de viteze. Nu funcționează nici aerul condiționat. Gata, în sfârșit. Acum s-a alimentat cu tensiune și ne lasă pe moment, cel puțin. Luminile încă nu funcționează. Se pare că încep și acestea. Deci avem o problemă de alimentare care este comună pentru mai mulți consumatori. Fiind mai simplu să găsim defectul, am spus că vom merge pe acest circuit de fază scurtă. Deci vom căuta să vedem de unde este alimentat acest releu. Pentru faza scurtă, circuitul este alimentat din siguranța 11C3, trece prin șuntul de măsurare, apoi trece prin contactul releului CMI7, care este acționat de acest modul electronic de comandă. Toate celelalte circuite care funcționează intermitent sunt acționate de acest modul electronic central. Înainte să declarăm acest modul defect, vom verifica toate alimentările de pe acest modul și, bineînțeles, nulul. Nu știu cât de bine se observă, acestea sunt siguranțele care alimentează modulul. Am verificat siguranțele 11C21, 11C22, toate sunt bune. Undeva în spatele acestui panou de siguranțe se află modulul central electronic. Pentru a nu mai pierde timp, vom verifica și această siguranță 11C25, care alimentează contactul. Și din contact, după cum vedem, avem mai multe inputuri pentru acest modul electronic central. Vom verifica fiecare din aceste inputuri în parte, să vedem dacă toate sunt ok. Trecem la pasul următor și verificăm fiecare contact al contactului de aprindere. Deșurubăm cele 3 șuruburi de fixare cu ajutorul unui Torx T25. Și vom demonta capacul de protecție. Eu voi folosi osciloscopul pentru a face aceste verificări, pentru a vedea orice cădere de tensiune, oricât de mic ar fi aceasta. Vom avea tensiune continuă pe acest fir negru cu dungă roșie, care este acesta de aici. Poziția 30, să verificăm. Firul negru cu dungă roșie. După cum se vede, avem plus 12 volți constant. Este ok.
trecem la cel albastru și acesta este ok. Vom verifica firul galben și acesta are plus 12V continuu. Trecem pe firul mov, unde avem aproximativ 4V. Ei, fie nu fac contact eu bine, fie aceasta este problema noastră. Nu? Se pare că tot atât avem, deci am găsit problema. Acest contact care trebuie să dea un semnal în modulul electronic central nu mai face contact cum trebuie și avem o cădere de tensiune de aproximativ 8V. Deci avem lampa conectată pe acel conductor, pe acel contact. După cum se poate observa, cum ating masa cu lampa de control, cum această tensiune se duce la zero. Deci acel contact este terminat. Dacă îi dăm un plus de aici din cutia de siguranță prin intermediul lampii de control, am reușit să urcăm tensiunea la aproximativ 7V și totul funcționează. Deci clar aceasta este problema noastră. Acest contact trebuie să-l înlocuim.